ultima perioadă, tehnicile de kinetoterapie continuă să crească și să se dezvolte într-un ritm alert. Astfel, apar noi terapii non-invasive capabile să ajute persoanele care se confruntă cu dureri și deficiențe motorii sau musculare. Iar una dintre aceste metode este și terapia YASM. Ce presupune aceasta, aflați în continuare. Din engleză, traducând, se descifrează manipularea țesuturilor moi cu ajutorul instrumentelor. Când vorbim despre țesuturile moi, ne referim la țesutul muscular și țesutul fascial. Țesutul fascial este un țesut conjunctiv compus din fibre de colagen, care se află la mai multe nivele, mai multe straturi ale corpului nostru, straturi mai superficiale, mai profunde. Dacă ne referim la straturile superficiale, ar fi fascia chiar de sub țesutul dermal. Straturile mai profunde este vorba despre fascia care învelește organele interne, fascia care învelește mușchii propriu-zici, da? Și rolul acestui organ, să zic așa eu, este de a separa structurile corpului între ele și în același timp de a le ține cumva împreună. Însă, de cele mai dese ori ne întâlnim cu anumite disfuncții la nivel a țesutului fascial și aceste probleme apar cel mai des în cazuri cum ar fi după intervenție chirurgicală, în cazul anumitor traume, după oarecare inflamație cronică, să zicem așa, în cazul anumitor sindrome, cum ar fi sindrom miofascial, imobilizări și așa mai departe. Și aici ne vine în ajutor terapia YASM. Durata ședințelor de terapie este de aproximativ 15 minute, timp în care sunt utilizate diverse instrumente pentru a identifica și aborda problemele, inclusiv pentru a sprijini recuperarea în cazul leziunilor sau bolilor musculoscheletale. Sunt două criterii de bază după care ne putem orienta în eficiența acestei terapii. Acestea sunt scăderea durerilor și creșterea mobilității. Procesele în baza cărora noi putem obține aceste două criterii sunt relaxarea fascială și musculară. Aceasta ne dă o senzație de ușurare în general. Stimularea circulației sanguine, care prin intermediul căreia noi îmbunătățim metabolismul și creșterea elasticității țesutului prin îmbunătățirea fibrelor de colagen. Printre afecțiunile pentru care se recomandă terapia YASM se numără dureri de umăr, dureri de articulații. Atunci când avem o limitare de mișcare în, hai să zicem, articulațiile umărului, nu putem să ridicăm mâna până deci corect, să zicem așa, asta. Avem o mobilitate redusă, da? Cicatricile sunt foarte des întâlnite și respectiv atunci când are loc o cicatrizare, deci cicatricea implică mai multe țesuturi cumva prinse între ele, da? Și este nevoie de a mobiliza un pic țesutul respectiv. Deși această metodă este recomandată de către specialiști pentru îmbunătățirea circulației sanguine, creșterea rezistenței musculare și diminuarea durerii, totuși poate fi exclusă în unele cazuri. Contraindicațiile terapiei YASM sunt atunci când avem, de exemplu, o problemă de integritate a țesutului, cum ar fi răni deschise, inflamații acute, unele infecții, fracturi. În cazul tumorilor este contraindicată în cazul varicelor.